Prieteni, salutare! Vă zic bine ați venit! Noi ne aflăm în Hâncești, Palatul de Cultură, și azi avem un eveniment special pentru toți cei care lucrează în domeniul de cultură în raionul Hâncești. Azi vom organiza un training de informare, instruire a organizațiilor, a companiilor și a celor care lucrează în domeniul de cultură pe raionul Hâncești. Așa că haideți să vă arăt cum a fost evenimentul, cel puțin haideți să începem și să vedeți detalii. Mă numesc Ion Tulbu, sunt directorul Școlii de Arte din Sărata Galbenă și astăzi participăm la un eveniment organizat de Talmazan School. Este un eveniment de promovare a instituțiilor noastre. Astăzi aici, în cadrul acestor instruiri, vor fi prezenți angajați din cadrul bibliotecilor din raion, angajați din cadrul instituțiilor de cultură, adică caselor de cultură, instituțiilor muzeale și a instituțiilor de învățământ artistic. Sigur că ceea ce face domnul Talmazan prin instruirile date este un lucru extraordinar, fiindcă în special instituțiile de cultură au o mulțime de activități, dar cu părere de rău, promovarea lor nu este la nivelul cuvenit. Și cred că ceea ce astăzi o să învețe toți colegii noștri aici le va prinde foarte bine în activitatea lor de zi de zi, în special privind promovarea instituțiilor, atât a instituțiilor de învățământ artistic, cât și a evenimentelor culturale, a instituțiilor muzeale și a activității bibliotecilor. V-ați vrea să aprofundeze cum se creează o pagină pas cu pas, cum se face o publicitate, cum și asta TikTok și asta Instagram. Bună ziua, mă numesc Palade Elena, sunt angajată a Bibliotecii Publice Raionale în Alt Preasfințitul Antonie Plămădeală Hâncești. Foarte interesant și benefic pentru noi. Desigur că o să luăm toate sfaturile pe care ne-a dat domnul Dumitru, cum să implementăm corect o pagină de Facebook, Instagram. Mă numesc Roșca Anastasia, lucrez la bibliotecă 42 de ani. Astăzi am participat la evenimentul acesta frumos. Multe informații interesante și utile.